abandona lupta în momentul... Gloria Bistrița a venit la Craiova să scoată un 0-0 care să o mențină în urma Craiovei și în lupta pentru promovare. Drept urmare, ardelinii s-au așezat pe două linii și au trimis mingile în tribune. Băieții lui Balint au dominat teritorial, dar steril, fără inspirație la finalizare. Când lumea se pregătea de pauze, Izvoranu înscrie cu capul un gol care aduce o victorie importantă pentru oltenii. O echipă bună, Bistrița, o echipă în sensul defensiv, o echipă care e foarte bine organizată. E greu. Și-au luat măsuri, au jucat cu doi fundași dreapta astăzi ca să ne blocheze partea noastră stângă, Varga și cu Vătăjelu. E echipă disciplinată pe care dacă nu ei, adică nu reușești să se marchezi mai repede, ai probleme. N-am avut. Urmează sâmbătă la Târgu Mureș un meci de o cu totul altă factură. Ambele echipe joacă fotbal și vor să câștige seria. La Târgu Mureș eu cred că va fi altă problemă. Acolo întâlnim o echipă care se deschide, care iese la joc, o interesează victoria. Asta e un lucru care ne place. Până acum noi am fost tot timpul forțați să ieșim mult, să dominăm, să facem acolo. Acolo o să-i așteptăm și o să vedem. Mergem acolo să câștigăm. Noi nu mergem în deplasare doar ca să stăm pe teren, să ne apărăm. În acest moment, CS Universitatea se află pe primul loc în seria a doua din eșalonul secund, la două puncte de ASEA și șase de Gloria.